La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră din cadrul Poliției de Frontieră Siret au depistat pe sensul de intrare în țară un bărbat cu dublă cetățenie, română-ucrainiană în vârstă de 28 de ani și un cetățean ucrainian în vârstă de 25 de ani, călătorind cu două autoturisme înmatriculate în Ucraina. Aceștia, așa cum bănuiau oamenii legii, aveau ascunse în autoturisme țigări de proveniență ucrainiană, care urmau să ajungă pe Piața Neagră din România. Au rămas fără țigări și s-au ales cu o amendă usturătoare. Existând suspiciunea că aceștia transportă țigări de proveniență ucraineană, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control amănunțit asupra mașinilor. Cu această ocazie, sub bancheta din spate a uneia dintre mașini a fost descoperită cantitatea de 260 pachete cu țigări de proveniență ucraineană, iar în celălalt autoturism au fost descoperite 190 pachete cu țigări de proveniență ucraineană ascunse într-o butelie de gaz. Ambele persoane au fost sancționate contravențional de către organele vamale cu amendă în valoare de 5.000 lei fiecare, iar țigările în valoare de 610 lei au fost ridicate în vederea confiscării.